Ți se întâmplă să crezi că cei care au succes sunt mai buni decât tine, sunt mai deștepți sau mai descurcăreți? În cele ce urmează, astăzi dezvălui două motive, plus un exercițiu, care te vor ajuta să scapi de această gândire limitativă. Sunt Madeline Frunza, antreprenor și trainer pe dezvoltare personală. Am înființat trei companii mari și am o pregătire vastă în programarea neurolingvistică, persoasiunea indirectă și înțelegerea comportamentelor umane. Găsești mai multe despre mine pe Pungro. 1. În peste 90% dintre cazuri, oamenii care au succes prin forțele proprii au pornit de la zero și provin din rândul oamenilor obișnuiți cu o educație medie. Cu toate acestea, succesul lor nu este întâmplător. Succesul, ca și eșecul, este de fapt rezultatul unor acțiuni. Este vorba despre legea cauzei și a efectului. Legea care spune cam așa. Orice acțiune dă naștere unei reacții, efect. Altfel spus, te asigur că dacă gândești și faci ceea ce fac oamenii de succes, vei avea și tu în cele din urmă același rezultat. 2. Oamenii de succes prin forțele proprii și-au educat gândirea și și-au redefinit convingerile. Nu ai să găsești la acești oameni convingerea limitativă că ei nu se descurcă sau că ei nu sunt deștepți. Dacă nu știu să facă ceva, au convingerea că pot învăța și este doar o chestiune de timp Până când vor ști să facă acel lucru. Te asigur că atunci când vei avea convingeri susținătoare, în loc de convingeri limitative, vei acționa legea cauzei și a efectului în obținerea succesului tău. Îți propun să înlături din mintea ta ideea că cineva este mai bun decât tine. Singura diferență este că poate are mai multe cunoștințe acumulate, a citit mai mult, a participat la mai multe cursuri, etc. Vestea bună este că oricând și tu, prin voință, poți învăța îți propun să faci și următorul exercițiu. Identifică una sau mai multe convingeri limitative precum a fost cea amintită de mine și transformă într-o convingere susținătoare. Exemplu de transformare a convingerii limitative în una susținătoare la ce am spus poate să fie următoare. Și eu pot învăța să gândesc și să acționez ca un om de succes. Apoi, identifică pașii următori, ideile care îți vin, planurile pe care poți să le faci, etc. Și cu cât vei avea mai multe experiențe pozitive, cu atât convingerea susținătoare se va întări. Dacă te simți copleșit atunci când vrei să scrii o lucrare pe care ai nevoie să o prezinți în fața cuiva sau în fața unui public, nu știi de unde să începi, ce titlu să-i dai, cum să atragi atenția celui din fața ta asupra mesajului care vrei să-l transmiți, te invit să accesezi din zona de descriere cursul Comunică în public sau în scris fără să te simți copleșit. Vei găsi 50 de lecții cu metode verificate care mie mi-au adus succes în a construi o rețea de peste 4000 de oameni. Dacă îți dorești să afli mai multe despre mine și să mă contactezi sau poate chiar să lucrezi cu mine, accesează site-ul meu. Se găsește în zona de descriere. Dacă îți dorești să mai vezi materiale complet gratuite de la mine, abonează-te la canal. Dacă vrei să împărtășești cu noi noua ta convingere susținătoare, te invit să o faci în zona de comentarii.